Slăvit să fie Domnul! Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Citim din cartea Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11, câteva versete, pagina în Biblie 1147. Efeseni 4:11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Amin. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. În seara aceasta, nu mi-am propus să vorbesc de structurile de autoritate în biserică, nici din acea listă cu slujbe pe care le dă Duhul Sfânt în biserica sa. Vorbeam cu fratele păstor aici și probabil, dacă va fi voia Domnului, spun ca Iacov, ne-am propus pe mâine să încercăm să vorbim ceva despre darurile Duhului Sfânt, nevoia darului Duhului Sfânt și dacă am avea vreme să vorbim despre darul vorbirilor în alte limbi, darul profeției și alte daruri în măsura în care Domnul ne va ajuta. În seara asta am ales să vorbesc din versetul 14, din expresia pe care o folosește aici Apostolul Pavel, și anume, în mijloacele de amăgire. Deci mi-am propus în seara asta, ca și temă de învățătură, mijloacele de amăgire pe care le folosește diavolul în zilele noastre. Aș vrea să vă întreb un lucru. Dumneavoastră care sunteți aici prezenți, ați fost vreodată amăgiți? Înșelați, ați fost vreodată? Aș putea să ridic un frate, doi, cu o mărturie, o soră? Nu, că s-ar putea să nu mai am timp să predic. De câte amăgiri am avut noi parte, nu? Când ați fost voi amăgiți, ce ați gândit? Cum v-ați simțit? Nu era așa o răbufnire de mânie, nu o dorință de justiție? Domnule, dar ăsta amăgește, nu intervine nimeni, chiar face ce vrea el, cum s-a putut, nu? Mai am o întrebare, dar n-aș vrea în seara asta să sărbătorim schimbarea la față. Ați amăgit odată pe cineva? Ei, ați rămas tot așa, înseamnă că n-ați amăgit pe nimeni și sunteți pocăiți. Nici nu mă refer la căsătorie, așa, la celelalte lucruri. Gândiți-vă bine, când voi amăgiți pe cineva, ăla amăgit simte ce ai amăgit tu. Și amăgirile astea noi nu le uităm. Eu spuneam odată la niște frați, mi-aduc aminte de prima mea amăgire, mare amăgire. Eram în clasa 1, eram un băiat pocăit, zic eu, educat bine, nu eram bătăuș, într-o iarnă ne dam de-a lunicușul. Și nu mai țin minte, că a trecut 50 de ani de atunci, dacă din greșeală sau intenționat am pus piedică la un băiat. Ăla a căzut jos, a făcut un cucui, a fugit să mă spună la tovarășa și eu am ieșit înainte și l-am lămurit că dacă mă iartă, am un măr mare, frumos, îl dau lui. Și el mi-a spus, du-te, ad mărul. Și i-am dat mărul și l-a mâncat până la cotor, tot, în fața mea. Și când a ajuns în clasă, s-a dus la catedră și a spus că i-am pus piedica și că i-am spart capul și atât i-am luat la palmă și acum am pare rău după mărul ăla. Așa de frumos era. Când vorbim de amăgirea asta, le-am experimentat fiecare, una azi, una ieri, una acum 50 de ani. Dar alt gând legat de amăgire, am numit-o eu mare amăgire, care s-a produs acum 6.000 de ani la gardul raiului. Când a venit diavolul și a amăgit pe Eva și pe Adam. Și din binecuvântarea promisă de Dumnezeu, din slava cu care erau oamenii îmbrăcați, din belșugul și armonia de acolo, s-a pierdut aproape totul. Oamenii au fost alungați, spini, pălămidă, sudoare,
nașteri cu dureri, moarte și multe altele. Toate, dragii mei, au plecat de la o amăgire. Că spunea Pavel în 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 2, că v-am logodit cu un bărbat și sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este în Hristos. Amăgirea zilelor noastre, diavolul aduce la gând. Aici se produce mare amăgire. Cum odinioară a înșelat pe Eva, tot așa gândurile noastre să nu se strice. Că vine diavolul și ne strică gândul. În asta stă amăgirea. De la curăție și de la credincioșia față de Hristos. Nu v-ați surprins voi pe voi cu un gând murdar? Nu v-ați surprins voi pe voi cu un cuget nu tocmai curat? Și Pavel spunea lui Timotei, Timotei păstrează credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au rătăcit de la credință. Credința noastră cu care ne lăudăm, care e bună, care e necesară, se păstrează într-un cuget curat. Ei bine, diavolul vine ca să ne întineze cugetul nostru. În momentul când ne-a stricat gândul, ne-a întinat cugetul, el a reușit să ne amăgească. Și apoi decurg o serie de pedepse și de lucruri rele. Dragii mei, acum noi avem statutul de copii al lui Dumnezeu. 1 Ioan 3:1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Prea iubiților, acum suntem copii. Și ce va fi, încă nu s-a arătat, lumea nu ne cunoaște, nu ne-o cunoscut nici pe El. Dar când va veni, El vom fi ca El, îl vom vedea așa cum este. Acum, noi am fost restabiliți. Legătura noastră a fost refăcută prin moartea, învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Acum noi avem statut de copilul lui Dumnezeu, diavolul nu ne poate ataca frontal, n-are voie. Nu știe nimeni cât e de bătrân diavolul, câți ani are el. Oricum, dacă el s-ar compara cu puterea noastră omenească, noi suntem o nimică pe lângă el. El este Duh, el a fost în rai, el a umblat prin cosmos, prin univers, el are multă înțelepciune, Daniel 28:3, Ezechiel, iată că ești mai înțelept decât Daniel, nici o taină nu e ascunsă de tine. El e foarte înțelept, foarte puternic. Oamenii cu firea lui pot să fie campion la box sau la karate, nu te poți bate cu diavolul. Și totuși, diavolul nu este îngăduit să ne facă rău. Păi el ne-ar spulbera într-o clipă. Dar aduceți-vă aminte de spusa Domnului, Simone, Simone, Satana o cerut ca să te cearnă, dar eu m-am rugat. Aduceți-vă aminte de sfatul din cer când a venit Fiul lui Dumnezeu să o prezenta și diavolul și eu fost îngăduit, dar limitat să se atingă de Iov. El ne-ar putea omorî într-o zi, ar putea să ne distrugă într-o zi, dar nu-i voie. În 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 4 spune că cel care este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Valoarea noastră îi dată de Duhul Sfânt. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Dumnezeu este în noi. Diavolul n-are voie să ne facă rău. Credeți că din toți drogați care circulă cu mașina prin Viena, nu s-ar găsi unul să staie ții calea? Din toți tinerii ăștia teribili care umblă băuți la volan, n-ar putea să intre unul cu mașina în băiatul tău, în fata ta? De ce nu intră? Nu-i îngăduit. Nu-i îngăduit. El n-are voie să ne atace, nu-l lasă Dumnezeu. În Isaia 57, acolo cu 15, înaintea lui cad în leș în duhurile. Diavolul se teme de Dumnezeu. Iadul tremură când aude de Iisus Hristos. Deci nu este îngăduit. Și pentru că nu ne poate face rău fățiș, aplică metoda aceea de acum 6.000 de ani. El vine iarăși la noi prin mijloace de amăgire. Și în momentul când el reușește să ne amăgească, atunci avem noi conflict cu Dumnezeu și el are autoritate asupra noastră. De aceea mi-am propus în seara asta să nu vorbesc în amănunt despre chipurile de amăgire,
Că spune Biblia, nimeni să nu vă amăgească niciun chip. Și există un chip în închinare și spunea Dumnezeu, tu să nu-ți faci niciun chip. Că atunci când s-a vorbit Domnul, n-ai văzut chip. În închinarea noastră există un chip al amăgirilor. Și de multe ori, chipul ăsta al amăgirii vine și în adunare, când nu ne rugăm cu ochii închiși, când nu ne rugăm deloc, când acordăm instrumente în timpul rugăciunii, când citim amânările din Biblie și multe, multe alte, dar asta e o predică aparte. Apoi spune să nu vă potriviți chipul lui veacul, Roman 12:2. Veacul ăsta are un chip și există un chip de amăgire, dacă aș numi eu numai electronica asta. Cât ne amăgește calculatorul, cât ne amăgește telefonul. Odată spunea cineva, eram cu un frate mai mic un an decât mine. În fața mea mergea o soră pocăită. Și el a spus, măi, fiindcă mergem pe jos, hai să o urmărim, fata asta nu poate sta mai mult de 3 minute fără să uite la telefon. Și aia mergea cu poșeta pe drum, scoate telefonul și pune înapoi. Iar merge și m-am convins că e adevărat. Vi se întâmplă și vouă? Vi se întâmplă să căutați pe telefon să vă sune, să doriți o informație și nu generalizez, că nu vreau să predic despre asta. Poate fi un chip de amăgire, modern și actual. Sau când trebuia să plătească darea pentru templu, o zic că adă-mi un ban. Acu e chipul pe el. Și chipul ăsta al banului ne poate amăgi în zilele noastre. Eu am ales însă să vorbesc de două forme mari de amăgire pe care le folosește diavolul în adunare. Și prima formă de amăgire, am spus eu, este prin învățătură. Hai să citim Evrei, capitolul 13, versetul 9, spunea Apostolul Pavel următoarele lucruri. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățătură străină. Deci diavolul poate la un moment dat să amăgească adunarea prin învățătură. Prin învățători pe care îi sunăm, îi chemăm, îi plătim, îi lăudăm și la urmă ei pot să ne amăgească. Din punctul ăsta de vedere, voi prezenta două feluri de învățători care amăgesc adunarea. Primii învățători sunt aceia care amăgesc adunarea pentru un câștig material. Hai să citim în 1 Timotei, în capitolul 6, citim de la versetul 3 la 5. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvinte sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, îi prinde mândrie, nu știe nimic, boala cercetărilor, așa, versetul 5. Lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Evlavia nu este un izvor de câștig, rețineți. Chiar dacă devin puțin nepopular, dar nu mi-am propus să culeg aclamații de la vena. Chiar dacă devin nepopular, eu spun tuturora că evlavia și pocăința și slujba și darul pe care l-a dat Duhul Sfânt nu trebuie să fie un izvor de câștig. Amin? Vine cuvântul Domnului în Roman, capitolul 16, acolo la saluturi, și spunea într-un verset, parcă în versetul 18, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos Domnul nostru, ci pântecelui lor. Și prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inima celor lesne crezători. În antiteză, în contrast cu asta, vorbim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, ceea ce spunea Pavel. N-am râvnit, 33 versetul, nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi
și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. De fapt, care este pericolul până la urmă? Dacă vine un frate și în urma unei predici vă amăgește, care e pericolul? Știți ce se întâmplă? Omul ăla își ia partea lui. Eu am și acum niște semne de întrebare, că știu și partea cealaltă, care mi-ar fi mie folositoare și care spune că vrednic e slujitorul de plata lui, că păstorul trăiește din laptele turmei și că am versetele acestea, știu să vi le spun. Întrebarea mea este că Apostolul Pavel la un moment dat în Filip spune că mi-a trimis odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele, nu că umblu după darul, spune el, dar bine ați făcut parte că ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Eu știu versetele acestea, dar vorbeam aseară cu un frate și îmi spunea, măi, este normal ca slujitorul, păstorul acolo să trăiască din Evanghelie, că de acolo lucrează. Dar este oare normal ca toți copiii mei să trăiască din Evanghelia pe care o propovăduiesc eu? Că Pavel până la urmă să alege cu o mâncare bună și cu bilete de vapor să se ducă nu știu unde. Ei, dar noi avem familie, avem copii, avem greutăți, avem cheltuieli, copii în școală, în facultate, făli casă. Oare toți trebuie să trăiască din propovăduirea mea? E un semn de întrebare. Dar nu asta e problema, fraților. Eu am întâlnit odată, am vorbit cu un frate, un om al lui Dumnezeu, și îi spuneam de cineva, fratele l-a venit pe la voi? Și el spune, frate Dragoș, spune-mi când a lucrat omul ăsta odată în viața lui și ce știe să facă. Eu am fost la el, are o casă că tu n-ai niciun sfert din cât are el, are femeii care spală fereștri și face mâncare, are cutare. La ce să-l chem la mine? Frații mei, pericolul nu este că eu la o astfel de strângere dau 2 lei. Nu ăsta e pericolul. Eu întotdeauna am spus, când faci o dărnicie, o milostenie, o binefacere, o strângere de ajutoare, trebuie să ai tot atâta călăuzire cât o ai în momentul când predici. Că între noi sunt profesioniști care știu să ceară. Sunt oameni care cer, care au cont în bancă, care au adrese de biserici, care știu să umble pe internet. Domnul mi-a ajutat, am luat în lumea asta în lung și în lat, prin toate adunările. Și în America mi-a spus, bă, îl cunoști pe fratele, intru pe internet și cere. Același om în multe părți. Și atunci eu vă spun, nu trebuie să ne lăsăm amăgiți de oamenii ăștia. Întotdeauna o binefacere, că atunci când vorbim de binefacere, de dărnicie, sunt 3 lucruri distincte. Este zecioala care o aduce la casa Domnului, cine o aduce, este dărnicia pe care o face în familie, în cea din tâi zi a săptămânii, te sfătuiești cu nevasta, cu copiii și pui ceva deoparte și este milostenia. Că cineva îmi spunea, frate, la o mărturisire, nu spun cine și unde, soțul meu e tare zgârcit. Dom'le, n-ar da nimic la nimeni. Dacă eu îi dau fără să știe el, îi păcat? Și de multe ori nu știu cum să justific banii ăștia. Este un păcat, frate Dragoș? Am voie sau nu? Și i-am spus, soră, când e vorba de milostenie, ce face dreapta să nu știe stânga? Ce-i milostenia? Un ajutor foarte mic. Că dacă eu eram cu trenul în ajut, odată mă sună nevasta, măi, a venit cineva la noi să-i dau ceva. Dă-i mai nevastă o stracină de borș, dă-i un leu, pentru asta mă ceri, mă cauți tu pe mine. Deci nevasta în casă are o marjă în care mișcă, fără să știe bărbatul. O milostenie e un lucru mic, un ajutor mic, o haină care nu-ți trebuie, o stracină de borș și așa mai departe. Dar când tu faci o investiție mare, femeia din Sunem, când trecea Elisei pe acolo, îl primea, îl găzduia, îi da mâncare. Dar când a vrut să-i facă o daie de sus, o vorbi cu bărbatul. Că nu știu dacă era normal să strici casa și când vine bărbatul, ce faci? La omul Dumnezeu îi mai fac un etaj. Nu cred că mi se pare normal. Zeciuiala, îi 10% nu vorbim, dărnicia, îi de acord toată familia când cea din tâi zi a săptămânii fiecare se pună deoparte, în milostenie tu ai o marjă.
că după ce am primit mărturisirea acelei surori, am stat de vorbă cu fratele. Și el îmi spune, băi, nevastă, mi-ai mână spartă. Și dacă ar face milostenie, cui vrea, cui trebuie. Dar de atâtea cumnatele ei, ele n-au servici, tăti se pudrează, tăti se rujează și trăiesc tăti din salariul meu, că eu am bani. Să se pare normal, frate Dragoș? Ei, și atunci stai un pic de vorbă și pune familia asta când sunt probleme în familie. Știți de la ce? De la milostenie, de la dărnicie, nepotrivire, o neconcordanță între bărbat și nevastă. Și lucrurile astea se întâmplă în multe familii. Dragii mei, când vorbim de amăgirea aceasta, pericolul mare este nu că la colect am dat și eu un leu, nu că încurajăm oamenii aceștia și nu că încurajăm pe alții să nu lucreze, că Biblia e categorică, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și noi nu putem predica altfel de dragul de a predica altfel. Dar pericolul mare știți care este? Voi sesizați aceste lucruri. Voi ați fost amăgiți de astfel de oameni. V-ați deschis inima, ați dat cu bucurie și la un moment dat ați constatat că nu trebuie ajutat acolo. Pericolul știți care este? Inima se împietrește și dacă diavolul reușește să oprească dărnicia, pentru că eu am pățit-o, frate, lasă pe ăștia care vin și predică și cer bani, că sătui, să se ducă la muncă. Și dacă diavolul vine și prin învățătura asta, prin exponenții ei, un frate, doi, trei, pe care voi știți și îi judecați, vi se închide inima. Și nu mai faceți dărnicie nici acolo unde nu trebuie, dar nu faceți nici acolo unde trebuie. Și vine Iacov, capitolul 2, cu versetul 8 și spune, arată-mi credința ta fără fapte și eu îți arăt credința mea din fapte. Pericolul mare știți care e în învățătura aceasta? Ne-am lăsat amăgit, eu vă mai spun un lucru. Dacă tu ai dat în numele Domnului cu bucurie, chiar dacă acel ban nu a mers unde trebuie, că n-ai avut cunoștință de cauză, că nu erai tu responsabil, tu plata o primești de la Dumnezeu. Asta am versete biblice. Dar în momentul când noi avem la cunoștință de amăgirea asta, ni se închide inima. Și trecem cu colecta prin adunare și tu spui, nu dau nimic, eu știu ce fac cu banii, eu știu cum justifică ei banii și mai ales asta o fac cei care nu prea dau bani. Noi de-am construit mult. Odată știu că am făcut o parcare, o costa foarte mult, am făcut strângeri pe tabelă, am făcut strângeri așa în comun și unul din frați știam sigur că nu da niciun leu. La o adunare generală s-a ridicat și a spus, fraților, am vrea și noi o dare de seamă, ce ați făcut cu banii care i-ați strâns? Și eu m-am ridicat și am spus, uite acum aia. Dar nu cu dare de seamă la modul general, eu vreau să o fac în mod particular, cu exactitate. Frate, spune câți bani ai dat și eu îți spun ce am făcut cu banii dumitale. Și adunarea cei din conducere o început a râde, că el știe că nu o da niciun leu și ăștia întreabă de regulă mai tare și el s-o pun jos, a putut acolo om, așa. Eu zic, frate, eu dau seama pentru fiecare persoană. Spune câți bani ai dat și eu spun ce am făcut cu banii tăi. Și gata, am încheiat discuția. Ei bine, marea amăgire știți care este? Prin astfel de învățături, prin astfel de învățători, diavolul reușește să împietrească inima celor din adunare. Apare suspiciunea, apare neîncrederea, apare împietrirea și diavolul a câștigat aici. Căci credința fără fapte este moartă. Eu întotdeauna am încurajat ajutorarea prin biserică, prin departamentul bisericii. Pentru că și noi ne-am înșelat, e adevărat, de mai puține ori, noi cercetăm foarte bine, foarte bine. Eu am circulat mult și au venit frați, am fost în America, care mi-au dat, un frate, un bătrân, a venit, îți dau 2000 de dolari, du-i la Doneț. Frate, eu nu mă duc în Doneț, că acolo e război, dar păi dă-i nu știu unde. Și eu nu-mi permit niciun leu să-l dau așa la întâmplare. Nici la neamurile mele, nici la un simpatic al meu, întotdeauna trebuie o mare călăuzire. Dar când faci prin departamentul bisericii, cu ani de zile înainte, o pleca frate de la noi la Vicovul de Sus. Și când o plecat acolo, spune, frate, avem pe inimă să dăm ceva. Era fratele Chelba, bătrânul, că stai un mic așa.
O scos, avea nu știu câte caiete. O scos un caiet, dar aici sunt văduvele, aici avem orfane, aici avem familii năcăjite. Frate, la noi este o evidență. De regulă, în România, în satele în care, de unde ați venit voi, este o familie săracă. Toată lumea știe că familia aceea e săracă. Și tu mergi în concediu, spune, măi, am ceva să dau. Te duci la aceala. Vine altul din Spania și spune, măi, am pe inimă să dau ceva la aceala. Și am constatat că aceala primește de la 10, iar ăla care e pe locul 2 ca sărăcie și care nu cere, nu primește nimic. Hai să vă mai spun un caz. Noi avem zona aceea defavorizată care se cheamă Malul Prutului, în Botoșani. Când a venit o inundație mare și o lua câteva case la vale, în același timp, în Dornești au fost inundate 10 de case. În același timp, în satul Dumbrăvița, a fost o alunecare de teren și 10 case au făcut una cu pământul, inclusiv casa păstorului, Ghiță Pauliuc. Am făcut un fond de primire pentru ajutoare. Și la Dorohoi erau strânse în câteva zile 5 miliarde și la Dornești și Dumbrăvița nu era niciun leu. Toți de la Viena unde? Băi, la Dorohoi. Din Spania, la Dorohoi, cu destinație, ca acolo săraci. Dar din coace, păstorul sta în drum cu 10 copii, eu am fost la el, casa luată, măturată de pământurile care au fugit, o spune, frate, nu mă ajută nimeni cu nimic, am atâția copii. Câți copii avea, nu mai știu, dar are copii mult. Și am spus, nu mi se pare normal. Când faceți o milostenie, Domnul să vă ajute și să vă dea călăuzire. Și dacă nu sunteți siguri de călăuzirea care o aveți, la mine o dată a venit în satul ortodox. A venit un ortodox de prin Austria, cred că era venit, poate din prin Viena, a venit, o bătut la poartă, a spus, domnul croitorul, da, eu am atâtea sute de euro să le dau la cineva, nu știu cui să le vreau să eu fac o faptă bună, știu că dumitale ești în temă. Domnul să te binecuvinteze, mulțumesc frumos, pentru că el s-a văzut în pericolul de a fi păcălit și atunci a lucrat prin biserică. Eu încurajez asta. Dați un telefon, interesați-vă, vorbiți cu un frate, tu ai pe inimă, dar dă acolo unde trebuie să dai. Când în momentul când te vezi înșelat, că sunt oameni care slujesc pântecelui lor și prin cuvântări dulci și amăgitoare vor să aibă de la voi un câștig. În momentul ăla, pericolul știți care? Împietrirea inimii, oprirea dărniciei și atunci au câștigat diavolul. Să ne dea Domnul pricepere în privința asta, amin? Amin? Când vorbim de amăgirea prin învățătură, vreau să mai vorbesc din Ieremia, capitolul 7, versetul 4. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând, templu Domnul, templu Domnul, templu Domnul. Aminteam eu ceva de aceste nădejde înșelătoare. Există, dragii mei frați, care spun în Coloseni, capitolul 2, hai să citim cuvântul, Coloseni, capitolul 2, cu 8. Luați seama, ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgirii de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. În săptămâna trecută am vorbit la comunitatea de Suceava, problema unei biserici dintr-un mare oraș, în care păstorul de acolo, și nu-i spun numele, s-a apropiat atât de mult de credința ortodoxă, încât nu mai este nicio diferență. Cu întreaga lui biserică, toate ritualurile, sfinți părinți, canoane și încet, încet, el însăși având înclinația asta, o atras toată biserica și când a stat de vorbă cu el, toată biserica îi cu el, dar foarte aproape de religia ortodoxă, nu de penticostală. Vine Biblia și spune așa, nimeni să nu vă fure cu o filozofie după datina oamenilor. Frații mei, noi am ieșit din lumea aceasta. Eu sunt la câteva generații de penticostali, că au ieșit bunicii mei și părinții mei și alții. Dar încet, încet eu observ pericolul că începem să ne apropiem iarăși de obiceiurile pe care le-am lăsat. De lumea din care am ieșit, din care au ieșit, mai bine zis, părinții noștri,
începem iarăși, iarăși să ne apropiem și ne plac iarăși obiceiurile lumii, datinile lumii și voi deveni foarte nepopular în seara asta, când aș vrea să spun că sărbătorim sărbătorile ca lumea, avem praznicele lumii, avem obiceiurile lumii, ceea ce nu ne dă voie Sfânta Scriptură. Eu aș putea, cel puțin asta e credeul meu, aș putea să vă amăgesc și eu în seara asta. Spuneam într-o adunare, fraților, nu sunt foarte categoric și nu sunt dur de dragul de a fi dur. Aș putea să vă amăgesc pe voi, să am un câștig de la voi și în iad să ne întâlnim, eu cu bani în buzunar și voi amăgiți de mine. Vine Pavel și spune să nu vă fure nimeni cu filozofia lumii și cu datinile oamenilor. Ce am eu de-a face cu idolii? Ce am de-a face cu sărbătorile lor? Ce am de-a face cu practicile lor? Ce am de-a face cu moș de rilă? Ce am de-a face cu bomboane de moș Nicolae pus în papucii copiilor? Astea e credința pentecostală? Ăștia sunt oamenii botezați cu Duhul Sfânt? În definitiv, Duhul Sfânt vă îndeamnă să puneți bomboane în papucii copiilor sau altele? Ei, și acum vine Pavel și spune, nimeni să nu vă fure cu filozofia asta. Încă la noi era o problemă și iertați-mă că vă spun. În familiile noastre nu mai erau acele denumiri de naș, cu mătru, fir și altele. Când eram eu mic, la primărie mergeau cineva la cununie, trebuie să aibă în mod obligatoriu doi marturi. Și marturile erau puși pe lege, dar erau numiți în adunare marturi și cam atâta. Mulți ani de zile în vremea lui Ceaușescu nu a mai fost cerința asta. Acum iară să cer marturile la primărie. Și un pic am fost deranjat când fete crescute în adunare, la nuntă spunea, vai, nașa, nașa în sus, nașa în jos, nășica mea ce faci? Și pe mine m-o zgâriat pe creier, că la mine în casă nu a fost naș, și la bunici în casă nu au fost nași și mulți din voi de vârsta mea n-ați avut nași cu mătri în România când erați copii. Dar acum iarăși vin astea, iarăși ne plac astea, spune domnule, ăsta a fost martor la cununie, lasă-l să stea pe bancă să pocăiască. Dar ne place lumea, ne place moda lumii, facem nunțile ca în lume și multe altele le facem ca în lume. Eu am luat o hotărâre recent că la căsătorii nu voi mai merge unde sunt invitat, pentru că decât acolo unde trebuie să merg și am obligații de biserică. Pentru că ne confruntăm, frații mei, cu niște obiceiuri lumești care n-au ce să caute nici în casa noastră, nici în adunarea noastră. Dar noi ne hrănim cu nădejde înșelătoare și spunem, nu-i nimic asta. Iată ce spune Pavel în Galateni, în capitolul 6, cu versetul 7. Nu vă înșelați, că de asta predicăm noi. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Credem noi cuvântul ăsta? Amin. Că la ortodox moare beat în șanț și ajunge în locul cu verdeață, oricum. Există practica asta. Și noi am devenit atâta de indulgenți, atâta de plin de dragoste, încât ne temem să spunem păcatului păcat, și nu mai avem curajul să spun că ăsta e întuneric și faptă rea. Dragii mei, eram în adunare din Volovăț după Revoluție, se făceau atunci întâlnirile cu comitetele bisericilor din Bucovina. Bucovina românească și Bucovina din Ucraina, veneau frații cu autocarele, mi-aduc și bine acum aminte, aveam o ordine de zi stabilită, erau vreo 600 de frați, toate conducerile adunărilor din Bucovina. Și prin fratele Iluță Cornea a ieșit o prorocie la prima rugăciune, un om al lui Dumnezeu, un proroc deosebit, poporule, închidem poarta prin care intră stricăciunea, că voi ziceți, aceasta nu-i păcat, aceea nu-i păcat. Și atunci vă întreabă Duhul Sfânt, ce mai numiți voi păcat? Și fratele Șerban, era atunci președintele comunității, a luat dosarul, l-a închis, l-a pus deoparte și a spus, fraților, hai să definim astăzi iar după 80 de ani de penticostalism, să definim iarăși ce-i păcat și ce nu-i păcat. Pentru că ne-am apropiat mult de lume, am luat mult din asta, însăși bunăvoința asta, dar eu vreau să vă spun tuturora, Biblia e categorică, n-am scris nici eu, Biblia nu a fost scrisă nici la Viena, nici la Bosanci.
Și vine Pavel și spune așa, ce seamănă omul, aceea va și secera. Amin? Noi în bunătatea noastră am vrea să fim altfel. Recent am avut o contrazicere cu un frate din Viena. Și îmi spunea, frate drag, era vorba de un tânăr care, din familie de pocăiți, nepocăit, a făcut mult rău, la urmă o plâns și o mărturise păcatul. Omul din adunare a făcut nuntă frumoasă. El spune, frate dragul, dacă unul e rău, dar știi că e rău. Și la urmă îi pare rău, voi îi făceți nuntă în adunare sau nu îi făceți? Eu am spus, măi frate, toate actele cultice au două părți. O latură simbolică și o latură practică. La cina Domnului, care e simbolul? Când eu mănânc din pâine sau azimă și din rodul viței, asta simbolizează trupul lui Hristos, nu? Că Hristos nu era mort când a spus mâncați, ăsta e trupul meu. Dar el trăia, era un simbol. Dar noi nu rămânim la simbol, noi facem și latura practică. Nu știu dacă la voi se face spălarea picioarelor. Simbolul smerenie, a iertării, a curățirii, a umilinței, a acceptării. Dar nu rămânem la simbol. Noi luăm ligheanul, luăm ștergarul și îl facem. Botezul are o parte simbolistică, Roman 6. Cufundarea în apă înseamnă moarte cu Hristos, ieșirea din apă înseamnă înviere la o viață nouă. Dar noi nu rămânem la simbol, noi facem latura practică. Căsătoria are o latură practică și una simbolică. Când vezi un mire și un mireasă, Pavel spune în Efeseni 5 că taina aceasta e mare. Vorbesc de Hristos și despre biserică. Hristos nu a avut trei logonnice. Nu. Și nici logonnica nu a avut trei miri. Biserica are un Hristos și Hristos are o mireasă. Amin? Amin. Păi dacă ăsta din față a mai trăit în curvie cu trei fete, unde-i simbolul? Odată la noi am avut o nuntă și o fată vine și îmi spune, dacă îi faci nuntă la băietul acela, eu am trăit cu el înainte. Eu-s nevasta lui, nu-i aceea. Am venit să spun, dacă îi faci nuntă, eu vin și eu, mă îmbrăc și eu mireasă și o să aveți nuntă cu două mirese. Eu spun, bă, dar mie îmi trebuie balamuc. Mă duc la el, băi, băiete, vine cu astea. Băi, tu după ce ai luat boteză, mai trăit cu o fată? Ai trăit cu fată? Da. Păi, dar eu nu pot să-ți fac ție nuntă. Și el spune atunci, că fraier, să fie cine să mai mărturise. Să vezi tu, asta o iei mărturisării când știi satul și când avem așa o problemă. Păi cum să te aduc pe tine aici în adunare, ca mire, și să-mi apară încă o mireasă, ce facem în adunare? Circ, e teatru, ce e acolo? Nu vii în adunare. Apoi nu vă spun că eu în duminica aceea am fost invitat la Viena și el a venit în adunare cu fata, cu îmbrăcat, înalt, frumos, o pus aici. Fratele care conducea o citit din Matei, capitolul 13, pilda semănătorului, și a rugat toți frații să predice din pilda semănătorului. De acolo s-a predicat, nu i-a chemat nimeni în față, nu i-a pus nimeni pe scaun, nu s-a rugat nimeni, nu a mintit nimeni de nuntă și ei au venit cu mare ambiție să calce rânduiala bisericească că o fată la 18 ani are voie să facă ce vrea în adunare. Și cum au venit așa, au plecat și de atunci nu prea mai avem probleme cu neascultarea. Dar acum eu întreb și vă întreb eu pe voi și le-am spus la fratele acela, măi, eu am predicat despre mărturisire și iertarea păcatelor. E biblică, dar întotdeauna eu fac o diferență între mântuire și slujire. Pentru că unii au păcătuit și plâng toată viața lor, eu nu pot să-i spun că nu-i mântuit. Un predicator n-are voie să predice două lucruri. Unu, să spui careva, tu nu mai ești mântuit niciodată. Nu pot, nimeni n-are voie să spună, nici cei mai fanatici și conservatori predicatori, n-ai voie să spui asta. Că Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, să ne amână două chei, așa cum avem noi multe rânduri de chei. Și Matei 16 îl vede pe Petru, spune Petru, ți-i dau cheile împărăției. Dar în Apocalipsa 1 cu 18 spune, eu țin cheile morții și a locuinței morții. Nu le-o dat lui Petru, nici la Viena și nici la Bosanci. Ce înseamnă cheile împărăției? Cheamă la adunare pe tăți. Bagă în rai, băi veniți, bă, Domnul vă iartă, Domnul vă iubește. Ce înseamnă cheile morții și a locuinței morții? Nu poți să bagi pe nimeni în iad. Pentru că m-ar fi prins pe mine mânios și băgam pe unul în iad, dar nu-s cheii la mine.
Eu n-am voie să spun nimănuia, tu nu mai ești iertat și nu mai ești mântuit. Du-te, plânge-ți păcatul, rezolvă problema ta cu Dumnezeu. Dar eu altceva e slujirea. Slujirea când e să înveți, când faci o lucrare publică, că aplicăm versetul care spune, dacă sarea își pierde gustul, cu ce o mai capătă? Dar sunt unii oameni care, după ce au păcătuit, stau cu minți o lună, două, trei și vor un comitet, vor să predice, vor să conducă, vor ordinați și asta iar nu pot să le fac. Eram în Suedia cu fratele Sfânt Octavian, la o nuntă. Și după ce am mâncat un pic, am ieșit afară, erau 20 de frați așa, roată. Și era acolo un frate cu o cămașă albă, el ținea discursul, el explica și se uită la noi și spune, frate, ce mai este prin România? Dar Octavian îi spune, băi, ce să fie, este câte unul care își lasă nevasta și e pe alta. Și o lasă și pe a doua și o ia pe a treia și face gălăgie că vrea pus la predică. Dar eu mă uitam, Octavian, ce cu omul, doar în România, eu nu știu așa ceva. Frații mei, parcă eram în vremea lui Ceaușescu, într-un minut nu mai era nimeni acolo. Și cineva îmi spune, el e la a treia femeie, așa face un gălăgie că vrea pus la predică. Așa a vorbit Domnul, așa a lucrat Domnul. Ei, am avut o discuție mare cu el și am spus că prima a fost rea, că a doua a fost rea, nici asta nu era grozavă. Măi, eu te cred, dar stai și plângeți păcatul cu în banca ta. Stai și te pocăiește. Acum, frații mei, venim la învățătorii care desleagă toate lucrurile, la care nimic ca și nimic nu-i păcat și care îi băgăm ca și preoți alții în sânul lui Avram, care nu facem nicio diferență. Nu de mult am fost la ordinarea unui frate păstor, din membru de pe adunare, de pe bancă, biserica a spus, frate Dragoș, îl ordinez ca și păstor. Un om extraordinar de capabil, inteligent, dar eu știam din viața lui un amănunt. A făcut o facultate fizică pură, a terminat cu 10, a făcut, mi se pare că informatica cu 10, a făcut institutul teologic, a terminat cu 10. Și când un frate l-a întrebat, măi, de ce ai făcut două facultăți de prestigiu, olimpic european la fizică? A luat olimpiada pe Europa. Și acum te apuci de seminar. El a spus, noi de multe ori spuneam ca Petru, Doamne, noi am lăsat, totuși te-am urmat, dar nu lăsăm nimica. Eu am făcut două facultăți ca să am ce lăsa și am să mă ocup de a treia. Dar mi-am adus aminte de un episod din viața lui, când fiind împreună cu alți tineri, ăștia plecau la băut, plecau la discotecă, plecau la meci, plecau la film, râdeau în camere, jucau cărțile, el s-a întors cu fața la perete, o tras pătura în cap și a întrebat așa, Doamne, Tu vezi că eu vreau să mă păstrez curat? Și băiatul ăsta, născut câteva zile, vine la rugăciune la fratele Liviu Jeniuc și iese o lucrare. Te-am văzut când erai întors cu fața la perete și m-ai întrebat dacă văd curăția și strădania ta. Zice Duhul Sfânt, am văzut-o și ți-o voi răsplăti. Acum spuneți voi care mă ascultați, puneți băiatul ăsta lângă celălalt și tratați-i în mod egal. Și amândoi sunt copiii noștri și eu repet iară, de ce Pavel, că fratele spunea, ăla din Viena, a, păi frate, dar trebuie să fim să iertăm. Dar de ce Pavel spune în Corinteni, dați afară rău acela? De ce nu a spus, mă, iertați-l, mă, că-i de-al nostru? Nu, dați-l afară să se pocăiască și eu cred că în 2 Corinteni îi vorba de ăla din prima. După ce s-a pocăit, chemați-l, primiți-l, ajunge întristarea, dar rețineți. Când cineva hrănește adunarea cu nădejde înșelătoare, când se coboară standardul pocăință, și odată o fată tânără, prin clasa întâia, a venit acasă la tatăl și îi spune, tăticu, vreau să-i întreb ceva, sunt două raiuri? Zice, nu mai, dar de ce mă întrebi? Păi la noi acasă nu avem voie cu televizor, nu avem voie cu tort cu lumânări, nu avem voie cu asta și cu... Uite, ei tot pocăit, are televizor, o fost ziua aici și i-a pus lumânări și o cânta mult să-mi trăiască și i-a făcut aia și i-a făcut aia. Eu pe dânsa nu o primesc în raiul meu, să se ducă în raiul ei. Acum eu vă întreb pe voi, are Dumnezeu două raiuri? Nu. Dar cine va ajunge în rai? Și am spus, nu sunt eu la poarta raiului. Dar, dragii mei, n-avem voie să coborâm ștacheta pocăință.
și să vă hrănim cu nădejde înșelătoare. N-are nimica. Că eu spuneam cu un predicator, n-are voie să predice două lucruri. Una, n-are voie să spună unuia, nu mai ești iertat, dar n-are nici voie să spune, tu te păcătuiești că Domnul te iartă. Nici asta n-avem voie să o predicăm. Că avem cazuri în Biblie de un David care a făcut un păcat grosolan. O s-a culcat cu Batșeva și l-a omorât pe bărbatul, să l-a îmbătat, știți ce a făcut. Și până la urmă Dumnezeu îi pune să plătească păcatul, dar el nu moare. Și-l avem pe Saul, fiul lui Chiș, care o cruța niște berbeci, se aducă jertfe Domnului și Dumnezeu nu l-a mai iertat. Pentru că întotdeauna, hai să vă mai spun un amănunt, noi ca să nu fim cu părtiniri în slujire, în biserica aia conservatoare de care vorbesc eu, am făcut un cod de legi ca Hammurabi de pe vremuri, pe capitoli, ținută vestimentară, concedii de odihnă, copii și activități școlare, pac, pac, pac. Și le-am pus pe ușa adunării, le-am lipit pe ușa adunării. Și am spus, dragi membri, citiți-le, dar ultimul capitol era pedepsă. Ca să nu fim părtinitori când e băiatul meu îți mai dulce și când e al lui Leontin îți mai aspru. Și am spus, în capitolul 1, de la punctul A la C, mustrare scrisă, de acolo încolo, nu se fac acte de cul, dincolo excludere, toate. Zic, tu când ai păcătuit, te duci singur și ți-ai pedeapsa. Și o sta hârtiile cele pe ușa adunării până când ne-am rupt. Știți de ce? Nu merge. Și am înțeles că mai contează un lucru, contează mult căderea și păcatul, dar la fel de mult contează atitudinea de după păcat. Pentru că unii au păcătuit și spune, da mă, că trei luni deoparte, stau eu trei luni, las că vă arăt eu când vin înapoi cu drepturi. Iar altul a păcătuit și se teme să ridice ochii și plânge, fraților, iertați-mă, n-am vrut. Și nu mi s-a părut drept să-i tratăm în mod egal pe aceștia. Dar nici nu coborâm ștacheta pocăinței, deslegând păcatul și uităm să predicăm despre Domnul că Dumnezeul nostru e un foc mistuitor, că ochii lui nu pot privi păcatul și că e grozav lucru să cază în mâna Dumnezeului celui viu. De aici nu mai predicăm. Ca să fim predicatori corecți, trebuie să predicăm toată Evanghelia. Știți care e pericolul în definitiv? Se coboară ștacheta pocăinței. Nu mai avem nevoie de sfințirea asta, nu mai avem nevoie de atâtea restricții, nu mai avem nevoie de o ținută vestimentară, de post, de rugăciune, că se poate și altfel. Și ăsta este un mijloc de amăgire pe care îl folosește diavolul în adunările Domnului. Să vă păzească pe voi și pe noi, Domnul. Amin? Amăgire prin învățătură. Și timpul trece, voi fi mai scurt, probabil, nu știu. Mergem în Ieremia, în capitolul 29, și observăm un alt tip de amăgire, tot la nivel public în adunare. Spune așa, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri, care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, n-ascultați nici de visătorii voștri, ale căreri visuri voi le pricinuiți. Că cei vă prorocesc minciuni în numele meu, nu i-am trimis eu, zice Domnul, amin. Amăgire prin lucrarea profetică. Noi suntem biserică penticostală. Atât îmi place lucrul ăsta, așa aș vrea să mă ajute Domnul mâine să vorbesc despre darurile Duhului Sfânt. Așa cu amănuntul, cum trebuie să fie o adunare penticostală. Și cel mai ușor la diavolul să ne amăgească prin lucrarea profetică. Și vine Ieremia acum și strigă de la Dumnezeu, mă, prorocii voștri vă amăgesc. Nu i-am trimis eu, nu i-am pus eu. Știi când e amăgirea? Când prorocesc un lucru neadevărat despre viitor. Aici e o amăgire. Și aici am întâlnit amăgirea asta de multe ori. Că vine Ieremia și spune, măi, mergeți în Babilon, 70 de ani, hotărât lucru. Și vine alții, Hanania și alții, și spun, nu, nu e așa. Domnul va aduce înapoi un elder, Domnul va aduce înapoi. Sunt proroci care prorocesc greșit viitorul. Și în momentul când tu ai primit astfel de prorocie, am întâlnit proroci care au prorocit la o fată să mărite cu un băieț și nu era de la Domnul. Am întâlnit proroc care i-a spus unui neveste, ăsta nu-i bărbatul tău, că trebuia să fie altul și s-a despărțit. Și am întâlnit fel de fel de lucruri din astea.
Pentru că pentecostalii care nu cercetează devin și creduli. Băi, o vorbit Duhul Sfânt, n-am voie să mă ating. Ba da, avem voie să ne atingem. Că spune Ioan capitolul 4, prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duc, ci cercetați, că nu toate duhurile de la Dumnezeu. Mă opresc aici din problema asta. Este o amăgire când un proroc dă o direcție greșită unui grup, unei familii, unei persoane, unei biserici. Dumnezeu să le dea înțelepciune, amin? Amin. Și mai este o problemă din Plângeri, capitolul 2, cu versetul 14, spunea cuvântul Domnului așa. Prorocii tăi ți-au prorocit vedenii deșarte și amăgitoare, că de asta vorbim noi, nu ți-au dat pe față nelegiuirea ca să abată astfel robia de la tine. Prorocii ăia super indulgenți, care niciodată nu te corectează, care niciodată nu-ți dă pe față nelegiuirea. Care-i scopul prorociei? Îi zidire, sfătuire, mângâiere și descoperire, da? O să vorbim mâine. Doamne, ține-ne până mâine cu viață, da? Ei bine, cineva mă întreabă, frate Dragoș, în lucrarea de prorocie scrie acolo că ăsta prorocește pentru sfătuire, zidire și mângâiere. Îi posibil ca un proroc să dea păcatele pe față? Unde îl încadrează în astea? Sfătuire, zidire și mângâiere. Și el vine și dă păcatele pe față. Dar dacă nu dă păcatele pe față, e o amăgire. Prorocii voștri v-au amăgit și nu v-au dat păcatele pe față. De regulă știți cum lucrează un astfel de proroc? Vine în adunare și are o prorocie pentru păstor. Bărbatul, eu te-am pus în frunte. Eu te-am pus acolo. Ai împotrivă, dar eu sunt cu tine. Și îți dă o prorocie grozavă, țâie, ca să-l accepte cugetul. Și după aia greșești în prorocii la celălalt, dar tu trebuie să taci că ai avut tu una bună. Și dacă a lui care e rea nu-i bună, apoi nu-i bună nici a mea. Și atunci, ca să pari o bună în ochii adunării, și asta am observat la mulți proroci, la mine când vin la adunare și un proroc mă ia țintă pe mine și mă laudă mult, eu nu sunt așa de pocăit cât credeți voi. Sau altul care are ciudă pe mine și mă face cu ou și oțet, nu sunt nici așa de rău. Eu știu cam cât ești de bun și cât de rău. Ei, dar te ia prorocul ăsta în vizor și te laudă și nu mai spun ce prorocie am avut eu, că îi facem să, gata, ajunge, gata, ajunge, oi, frate, nu sunt așa de alb. Dar există pericolul ăsta. Prorocii, spune, prorocii voștri v-au amăgit și nu v-au dat pe față nelegiuirea. Un proroc al Domnului care dă nelegiuirea pe față știe cum să o dea. Un proroc al Domnului curăță rana, îți spune cine ești, dar așa îți vorbește Domnul că te duce acasă mângâiat, are și un de lemn. Nu te face de rușuri în adunare, bă, curvarele, du-te acasă. Prorocul Domnului nu așa vorbește. Are un vocabular biblic, dar vreau să vă spun că prorocul și lucrarea profetică trebuie să descopere și părțile negative dintr-o adunare, dintr-o familie, de la un om. Și dacă Domnul îi le descoperă și el nu le prezintă, cu asta v-o amăgit. Să ne păzească Dumnezeu, amin? Frații mei, am vorbit de două mijloace de amăgire care le folosește diavolul în adunare. Prin învățătură, fie că unii, printr-un câștig mârșav, fac să se împietrească inima celor din adunare, oprind dărnicia, fie că hrănește adunarea cu nădejde înșelătoare și coboară în jos nivelul de pocăință. Nu-i bun nici una, nici alta. Există o metodă de amăgire prin lucrarea profetică, prin prorocie, fie că dă o direcție, o prorocie greșită, fie că nu descoperă tot adevărul și nelegiuirea, și asta e tot o formă de amăgire. Haideți să vorbim la o altă formă de amăgire, când suntem amăgiți prin prietenii păcătoase, prin anturaje de astea care nu sunt bune. Și vine 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33, Apostolul Pavel spunea, nu vă înșelați, tovărășiile rele, ce fac? Strică obicei. Aveți exemple? Ați avut un băiat bun în casă și s-a întovărășit cu unul rău și nu mai vine la adunare? Ați avut o familie de oameni credincioși, dar și-au făcut tovarăși pe alții necredincioși?
Eu întotdeauna pe la căsătorii le spun atenție la prietenii de familie. Că există aici un pericol, spune în 2 Corinteni, parcă 6 cu 14, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cel necredincios. Dar de ce? Există câteva pericole. Și iată care sunt pericole. În primul rând, înjugarea, nu vorbim de jug, ce înseamnă, nu mă vorbesc că la Dumnezeu a avut loc principiul separării, lumina de întuneric, apele de sus, de apele de jos, păcatul de neprihănire, Hristos de Belial, astea la Hristos sunt foarte limpezi. El are principiul separării. Diavolul are principiul amestecului, le pune înapoi. Face iar lumină cu întuneric, sfințire cu păcat, ca în Isaia 1, le pune împreună. Care-i pericolul înjugării cu cel nepotrivit? Asta nu-i numai la nuntă, când nu-i scris în contextul căsătoriei. Prima dată apare confuzia. Când te-ai înjugat cu unul necredincios, tu ai credința ta, legea ta, el o are pe-a lui. Și apare confuzie în ascultare. Eva nu a păcătuit până nu a vorbit cu șarpele. Eva avea o poruncă, să nu mănânci de acolo. Amin. Dar la un moment dat a venit șarpele și i-a dat o altă alternativă. Nu mori, vei fi ca Dumnezeu. Și în mintea lui Eva se băteau două porunci. Și în mintea lui Eva s-a produs confuzie și nu mai știa pe cine să asculte. Marea problemă, mijloc de amăgire, folosit de diavolul, este că produce confuzie. Și după ani de pocăință te ridici și spui, măi, nu mai știu ce să cred. Uite ce-a făcut ăla, uite predicatorul ăla, uite ce-a învățat ăla, uite cum e în adunare la aceea, nu mai știu ce să cred. De unde vine asta? De la o tovărășie care nu este bună. Și eram într-o adunare, la o căsătorie. Că am avut multe căsătorii. Fata venea dintr-o familie cu mulți copii și de ani și zeci de ani în casa aceea, în fiecare seară, stăruință și rugăciune. O familie conservatoare, bine crescută, tatăl sub prorocul, lucrări de la Domnul. Băiatul nu-l cunosc, am înțeles că vine dintr-o familie un pic mai modernă, nu aici, departe. Și acum se punea problema căsătoriei, mireasa foarte conservatoare, mirele mai liberal. Cum o facem? Cum e rochia, cum e voalul, cum sunt predicile, cum e intrarea în adunare, cum e cu verigheta? Ea spune, măi, eu nu pun verigheta, că la uite, tata nu mă lasă, tata fetii, măi, nu-i bun, măi, noi n-am crescut cu verigheta. El ce are, domnule, toți au verighete și ei de iubit se iubeau și-o luat așa, cu scântei din prima zi, cu verigheta sau fără. Eu vin și eu cu un argument. Și îi spun, măi, nu-i spun numele fetei. Eu am vorbit cu păstorul și el o că s-ar bucura dacă ai venit fără verighetă. Și fata pune mâinile în șol, nu mai înțeleg nica. Deci păstorul o spune că s-ar bucura, eu să vin fără verighetă. Deci, da, așa mi-a spus mie. Dar nevasta de ce poartă verighetă? Că are 60 ceva de ani și eu am numai 18 ani. Eu în ireasă la 18 ani n-am voie, dar femeia lui are voie cu ghiul și cu verighetă. Ce să mai cred, frate Dragoș? Ce să creadă fata asta? Cine-i vinovat de confuzia asta care o băgăm în capul la fetele astea și la băieții ăștia? Când eu cer una de dragul de a cere, dar eu fac altfel că așa îmi place mie. Înjugarea cu cel nepotrivit, primul lucru produce o mare confuzie. În ascultare, în prorocie, că dacă prorocie numai Ieremia la poarta cetății, era simplu la evrei, dar lângă el sta unul Hanania. Ieremia spune una și Hanania spune alta. Și atunci evreii ce se ceară? Băi și ăsta, dar dacă ăsta prorocește bine? În închinare, confuzie, în închinare, că evreii nu au nimicit pe cananiți. Sau dacă vreți, o venit și o cucerit Samaria și le-a populat cu oameni din Sefervaim, din Ava, din Cud, din așa mai departe. Ăia au venit cu Dumnezeii lor și fiecare se închina la Dumnezeul lui și n-avea treabă. Dar Dumnezeu s-a mâniat, o trimis animale, i-a sfâșiat și împăratul Asiriu a spus, măi, să meargă niște preoți, să-i învețe să se închine și lui Jehova.
Și Biblia spune, fiecare se închina și lui Jehova și la Dumnezeul lui. Ce era acolo? O mare confuzie. Când e vorba de înțelegerea Scripturii, merg doi ucenici pe drumul Emaus, se alătură un străin și în mintea lor atâta confuzie, tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat la Ierusalim cu Iisus, proroctare, în fapte, cum a fost omorât. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Și spun că ar fi văzut la mormânt, mormântul gol, ar fi avut o vedenie de îngeri, câtă confuzie în capul la doi ucenici. Frații mei, când nu rămânem pe poziție, când nu rămânem ferm lângă Scriptură, când amestecăm lumina cu întunericul și se poate așa, ajungem să nu mai cunoaștem adevărul. Ajungem în mintea noastră să fie o mare confuzie. Dumnezeu să ne păzească, fraților. Și după confuzie, că sunt multe exemple, după confuzie apare al doilea pericol. Influență negativă. Nu numai că în mintea ta e confuzie, dar începi să faci ca celălalt. Când eram noi mai tineri, fac o mărturisire, să nu se mai audă. Ne adunam mai multe familii, vă spun drept, câteva serii am jucat reme. După aceea ne-am oprit, am spus că nu-i bun. Dar ne ajuta, adunam, stăm de vorbă, la o masă, așa pe rând. Și odată mă duc și lipsea o familie și întreb gazda, măi, dar fratele cu sora nu vine? Zic că nu. Dar de ce nu vin? Nu i-am chemat. Păi, dar de ce nu i-am chemat? Și i-am spus, băi, frate, nu știu care-i treaba. Tu ai văzut cum vorbește el cu nevastă sa? Ce argouri, ce mișto, ce strigă la dânsa, ce râde de dânsa. Și până la urmă nu mă interesează cum vorbește el cu nevastă sa. Dar a început și al meu să facă tot așa. Și când am văzut că al meu îl copie, el a spus, de azi înainte, nu mai veți căuta. Voi vorbiți în casă cum vreți, dar uite că se strică și a meu acum cu anturajul ăsta. Am oprit întâlnirile, ne-am văzut fiecare de casă și de masa lui. Pentru că există pericolul influențelor. Că s-a suit Moise pe vârful muntelui și poporul spune, nu știu omul ăla ce s-a făcut cu el, fă-n un Dumnezeu. Și în loc ca Aron să pună piciorul în prag, spune, băi, nu vă fac niciun Dumnezeu. El a spus, dați aurul încoace. Și când vine Moise, poporul joacă, mănâncă, bea în jurul vițelului și îl întreabă Moise, măi, ce ai făcut, măi? Și el acum se justifică. Le-am luat cercei, le-am luat verighetele, le-am aruncat așa în foc și uite, uite și vițelul ăsta. Voi credeți? Ai, măi, suntem în Viena, nu? Chiar crezi că arunci 7 cercei și ies un vițel cu coarne, cu copite, cu coadă? Nu, acolo s-a lucrat, s-a turnat o formă, s-a făcut. Dar în loc ca Aron să influențeze poporul, Aron s-a lăsat influențat de popor. Ăsta e pericolul când amestici lumina cu întunericul. Dumnezeu să ne păzească, amin? Și apoi se duce Ahaz la Damasc și vede altarul de acolo și trimite o scrisoare. Până vine acasă altarul să plece, marea de aramă de pe ea 12 boi, o dat sau o parte, uite, îți dau o schiță, face altar ca la Damasc. Și întreabă marele preot, dacă o altarul vechi, ce să fac? Știi ce spune? Nu-mi pasă de el. Pentru că noi ne uităm în lume, la închinarea lor, la slujirea lor, la altarul lor și le aducem în adunare. Și se ridică câte un frate mai bătrân, băi, dar cu rugăciunile acelea ce facem? Dar cu cântările acelea ce facem? Dar cu învățătura aceea ce facem? Și îmi spune, nu-mi pasă de ele, pentru că ne-am lăsat influențați de cei din Damasc, de dragul ecumenismului. Dumnezeu să ne păzească și de asta. Și al treilea pericol a înjugării nepotrivite îs obligații păcătoase. Că te prinzi cu el, ți șantajează și de acum joci cum cântă el, că te are la mână. Asta se întâmplă. Și când putea Ioab, fiul Țeruiei, să-i spui lui David, măi, Urii hetitul pe lista de vitej, măi, Urii hetitul pe lista de vitej, eu nu-l dau acolo să moară. Dar el i-a spus împăratul. Și dacă i-a spus împăratul, a făcut. Dar Talmudul arată, nu scrie în Biblie, arată Talmudul că Ioab, fiul Țeruiei, nu arunca scrisoare. O purtea în tunică la mânică. Și când David venea mânios, îi spunea ceva, el nu mai scotea scrisoarea aceea.
Și David pune capul în jos că îl șantaja de acum. Că așa se întâmplă. Când David s-a dus în slujba împăratului filistenilor la Achish, s-a pornit război, evreii cu filistenii. Și împăratul Achish a spus, vino să lupți contra fraților tăi. Și David, măi, sunt solda lui, n-am ce face. Obligații păcătoase, Dumnezeu să ne păzească, amin. Vorbind de amăgirea prin alții, în stovărășâile rele. În Iov, capitolul 31, versetul 9, spune așa, dacă mi-aș fi lăsat amăgită inima de vreo femeie, adică în inima ta poți să fii amăgit, sau o femeie să fie amăgită de un bărbat, și ăsta e un păcat. Citiți, vă rog, tot capitolul, că sunt multe amăgiri acolo, sunt multe, dar nu le vorbesc în seara asta, că timpul a trecut. Există și posibilitatea asta, amăgiți numai în inimă. Stau de vorbă cu o soră și spune, măi, uite, eu sunt așa, așa, o cunoșteam foarte bine. Bărbatul meu ăsta niciodată nu mă crede, niciodată nu mă apreciază, n-are un cuvânt de bine pentru mine. Și odată, la o nuntă, a stat de vorbă cu un alt bărbat din adunare, eram împreună. Domne, atât de frumos mi-a vorbit, atât de mult m-a apreciat, că de atunci, fără să vreau, mă tot gândesc la el, ni se intersectează privirile în adunare și zâmbim. Frate, să nu te gândești la păcat, frate, că am o casă de copii și eu cred. Dar e un păcat, mă uit la el așa și zâmbesc la el, el mă înțelege, al meu nu mă înțelege. Oare să fie păcat, frate? Voi ce spuneți? Nu spunem nimic, nu? Merg într-o adunare și o soră de 67 de ani. Spune, eu sunt căsătorită cu un băștinaș de aici, nu român. Am și copil. Domne, atâtea de rece oamenii ăștia, n-are nicio apreciere față de mine. Uite, am făcut copii, dar el e pocăit, da, evanghelic, în felul lui, na, nu, e pocăit, frate Dragoș. Dar m-a învățat copiii să umblu pe internet. Și tot vorbind pe internet, pe Facebook, m-am împrietenit cu cineva din Londra. E și el în vârstă, are ceva afaceri prin Europa. Și acum vine, nu-i din Austria, din altă țară. Și m-a rugat dacă vreau să merg cu el să bea o cafea. Ce spui, frate? Îi păcat, dar te rog frumos, poți să-ți fiu mama ta, nu te gândi la păcat, că-s femeie de 67 de ani. Și te rog frumos, spune, ce îmi spui tu, aceea fac eu? Îi păcat să mă duc cu el să bea o cafea? Voi ce spuneți? Ha? Na, pune-l la vot. Că nu sunt toți de acord. Dacă mi-aș fi lăsat amăgită inima de vreo femeie, și asta e așa de ușor și e așa de simplu și nici măcar nu-i curvie și nici măcar nu-i prea curvie și nici nu-i măcar un păcat înfăptuit, e o amăgire în fundul inimii noastre, care o purtăm, ne culcăm cu ea, ne sculăm cu ea și amăgirea asta îi cuprinde pe mulți dintre voi. Dumnezeu să ne păzească, amin? Și apoi mai spune numărul 25:18, de amăgirea lui Moab când cu prilejul lui Peor, când o luat pe copzi fata aceea, se spune de viclenia lor și mă opresc la asta. Ultimul punct, când vă amăgește alții, dați vina pe cei care vă amăgesc, da? Vă dau eu voie, dați vina pe dânsă. Dar vine Scriptura și spune că este o amăgire când te amăgești tu singur. Ia uitați-vă Ieremia, capitolul 42, citim versetul 20. Că vă înșelați singuri dacă m-ați trimis la Domnul Dumnezeu vostru zicând, mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeu nostru, fă-ne cunoscut tot ce va spune Domnul și vom face. Și v-am spus, dar voi n-ascultați. Vă amăgiți singur când mergeți la un proroc. Prorocul spune ce ai de făcut și ție nu-ți convine și nu faci. Da? Că dacă citim versetul 42, că pe tine s-a dus capitolul, s-a dus la Ieremia, mijlocește pentru noi, roagă-te, un amănunt aici, Ieremia era un mare proroc. N-ați avut voi la Viena proroca Ieremia. Și Biblia spune aici, în versetul 7, după 10 zile cuvântul Domnului mi-a vorbit, acum sunt proroci foarte rapizi. Nu mai e dat telefon și el spune, stai așa, uite ce vorbește Domnul. Le vorbim poate mâine seară, da? Dar Ieremia, omul Dumnezeu, chemat din pântecele mamei, spune după 10 zile, el 10 zile s-a rugat.
Ieremia. Și după 10 zile, cuvântul Domnului mi-a vorbit. Asta trebuie să facem. Și evreii nu vor să facă asta, că nu le place, că nu le convine. Știți cum e și cu prorociile astea, care mă întreabă câte unul așa, frate Dragoș, uite fratele ăsta, Domnule, au avut 4-5 prorocii, punct ochit, punct lovit. Și așa s-a greșit, frate. Ce cu el? Ce să... Și am spus, măi, mai este un verset în Scriptură. S-ar putea prorocul să fie bun, dar e o îngăduință pentru rătăcirea ta. Că în Biblie spune așa, fiindcă unii n-au păstrat adevărul, cunoștința adevărului, Dumnezeu îngăduie o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Un exemplu. Iosif spune, tata, am visat soarele, luna, 11 stele, să închinau înaintea mea. Era de la Domnul visul? Da. Și Iacov l-a crezut? Băi, doamna, să vin eu cu maica. Tata, încă un vis interesant. Eram la cules. Snopul meu a stat în picioare și a fost tăț, o căzut cu față. Era de la Domnul? Da. Și Iacov l-a crezut? Nu. Acum a venit partea a doua. Îngăduie o lucrare de rătăcire să creadă o minciună. Vin fratele lui Iacov, al lui Iosif, cu o haină muiată în sânge. Și spune, tata, haina asta am găsit-o uite în pustie, muiată în sânge. Era drept? Nu? Și-o crezut-o, tasă? O crezut, că așa spune Biblia. Mă duc la un proroc, pocăiește, Dragoș. Mă duc și la restaurant, pocăiește, dar mie nu-mi convine. Mă duc la al treilea, bărbatule, merge înainte. Îi prorocul rău? Ori îngăduie Domnul lucrare de rătăcire pentru mine ca să credă o minciună. Și asta e o înșelare de unul singur. Nu vă înșela singur, zicând întreabă pe Domnul și acum nu mai ascultați. Mergem în Iacov, capitolul 1, versetul 22. Și acolo dumneavoastră știți ce spune, hai să și citim că l-am găsit. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, spuneți voi mai departe. Oare să fie înșelat vă unul în seara asta? Ce spuneți? Eu v-am predicat Evanghelia în lumina Duhului Sfânt, așa am primit-o, așa v-am spus-o. Acum, nu din cei care n-au crezut, din acei care m-au crezut vor face, sau vă înșelați singur? Doamne, păzește-ne! Și apoi mergem în Evrei, în capitolul 3, versetul 13, și spune așa, ci îndemnându-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împetrească prin înșelăciunea păcatului. A treia formă de înșelare este amânarea. Voi știți că e bine să citiți în Biblie? Știți asta? Știi toată lumea? Care știe că e bine citit în Biblie? Mâna sus. Bun. Când vă propune să începeți citiți în Biblie? Asta e amăgire. Eu știu că e bine, dar nu mă duc acum acasă. Din mâine, de săptămâna viitoare, de când intru în concediu. Știți că e bună ziua, o zi de post? Știți? De când vă propune să poștiți? Știți că e bine să trezești noaptea, ca să te rogi Domnul o rugăciune în miez de noapte, când trezești. Acum voi lucrați, poate unii nu se trezesc. Dar dacă trezești odată noaptea și Duhul Domnului spune, măi, roagă-te, știți că e bine să te rogi? De când vă propune să începeți o rugăciune noapte? Și dărnicia, și repetiția la cor, și stăruința, și multe lucruri bune știm că trebuie făcute, dar nu le vom face nici azi, nici mâine, nici săptămâna viitoare. Știți de ce? Că ne amăgește diavolul. Și ăsta e un mijloc de amăgire. Ne amăgim singuri prin amânarea a face lucrurile bune. Să ne păzească Domnul. Amin? Închei predica. Am vrut să vă vorbesc de mijloace de amăgire. Diavolul n-are putere să se iei de piept cu noi. N-are voie. Cel care în noi e mai mare decât el. În noi e Duhul Sfânt. Suntem botezați, suntem copiii lui Dumnezeu. Și pentru că nu ne poate ataca frontal cu forța, el vrea să ne amăgească. Prin învățătură, prin prorocii false, prin anturaje păcătoase, sau să ne facă să ne amăgim singuri prin neascultare. Domnul să ne dea înțelepciune. Amin. Amin.